Salut și bine v-am găsit la un nou episod din Need for Drink, aici împreună cu pisica. Bună! Și astăzi ne vom juca de-a soțul și de-a soția. Știți bine, joculețul ăsta l-am mai făcut și în trecut și am văzut că v-a plăcut foarte mult, așa că dacă vă place în continuare, nu uitați să apăsați butonul de like și hai să vedem. Eu am făcut deja meciul, okay. Tu trebuia să-l cauți și am băgat o parolă destul de interesantă și la jocul ăsta avem parole și la jocul ăsta parola apare pe ecranul pisicii, deci dacă vă duceți la ea pe video, aveți link în descriere. Puteți să vedeți parola și am pus o parolă interesantă rău de tot, așa că dacă o scrieți în comentarii, la mine, o să fie destul de ciudată. O să vedeți. Bun, pisica s-a conectat, hai să-i dăm start. Și acum zice așa, ia să vedem, după 5 ani de căsătorie. Modul ăsta de joc se numește divorț. Deci, într-un fel, cine își strânge hainele și pleacă la mama, sau la tata, ceva de genul e, știi, ăla câștigă. Da? Deci eu sunt soțul și vedeți că avem diferite chestii pe care trebuie să le strângem. Ce faci nevasta aici? Bine, tu ce faci? Nevastă! Eu îmi iau hainele și plec, gata. Nevastă, pleci la mama, ha? Da. Bine, eu hai să vedem, deja am pantaloni, am o pușcă de luat, hai să vedem dacă găsesc... am o drujbă, ia, am găsit drujba. Tot timpul lucrurile noastre vor fi puse în alte părți, știi? Și noi trebuie să le găsim și cine găsește cel mai repede itemele, ăla câștigă. Da, uite, eu venit și mă uit și pe aici. Ce e asta? Toaster, așa, ăsta e al meu. Da, îmi dă diferit. Îți dă diferit iteme tot timpul. Da. TV remote control, deci trebuie să găsesc telecomanda. Uite telecomanda. Am găsit niște căști aici și un laptop, dar astea nu sunt ale mele. Printer? What the fuck is asta? Oh, ce e asta? Umbrelă? Umbrelă? E umbrela mea. Nu-ți zic unde e. Nu-ți zic unde e. Ok, și-a găsit și pisica ceva ce are nevoie. Așa la care își ia astea, toate lucrurile și pleacă, știi, și dă divorț într-un fel, ăla câștigă. A găsit umbrela. Bun, ăsta e... ochelari de realitate virtuală nu-s ai mei. Ai mei sunt. Katana. Iepurile e al meu. Am găsit katana. Ok, nu știam. Așa. Bă, și m-a zis, nu uitați, uite, mi-am găsit chiloții. Nu uitați să apăsați și butonul de like dacă vă place și mai vreți episoade de-astea amuzante. Am găsit și chiloții asta, sutienul. Sutienul cuiva, dar nu o să zic unde e. E al meu. Nu e al tău. Am găsit pușcă, dar nu zic ai găsit e. Pușcă? Oh my god. Uite-o, yes. Pe bune? Aici e! Nu, frate, m-a văzut! Bun, acum deodorant. Unde mi-e deodorantul? Este o bluză, dar nu pot să o iau. Deodorantul trebuie să stea în baie, nu? Adică, așa m-aș gândi, dar nu e în baie. Deodorant, nu e în baie. Deci mai trebuie să mai fac rost de lanternă. Lanternă, tipot și deodorant. De unde? De unde să fac rost de astea? Ok, trebuie să mă duc în casa cealaltă să văd. Știți că mai e o casă afară dacă ieși. Da, știu. Și posibil să fie pe afară. Hai să vedem pe aici ceva. Uite, tipot l-am găsit. Deodorant și lanternă. Frate, unde găsesc deodorant și lanternă? Pe bune acum. Este o casă de aia de vacanță. Nu de vacanță, dar genul o casă de vară. Știi, așa? Când ieși afară și faci un grătar și stai la căsuța asta. Oh my god. Oh my god. Nu știu unde mi-e lanterna. Nu. Păi eu pe acolo, pe afară, n-am găsit nimic, să știi. Uite-o, am găsit-o. Hai, de puțin pisici, Max. Da, dar uite, vezi, mai am nevoie de deodorant, care habar n-am unde e. Bă, unde poate să fie, mă, deodorantul, pe bune, acum? E micuț, nu dai e seama mic, unde e. Asta zic. În baia asta? Poate fi oriunde. Nu? Ăla-i săpun, nu e deodorant. Frate... m-am blocat în ușă. Bă, dați-mă deodorantul. Trebuie uite, să yes. Nu, și-a găsit ăla. Uite-o. Și mai am un singur obiect de luat. Nu. Nu fi afară. Bă, unde mi-e deodorantul? Că nu mă dau cu deodorant lângă copac, nu? Sau în piscină? Nu cred. Aici nu e. Mă dau cu deodorant în piscină. În niciun caz, nu cred. De unde ar putea fi? Nu știu. Că și eu mă uit după ăla al meu. Pe bune dacă-l văd. Oh my god, unde mi-e... Bă, dați-mi deodorantul care mi-a sfărat. Dar de ce n-are logică unde ți le pune? Știu, e random. De fiecare dată e random unde îți pune itemele. Să ți se pună undeva. Știu. L-am găsit deja. L-ai găsit? Da. Ce-ai găsit? Da, deodorantul meu? L-am găsit deodorantul tău. Oh my god. Fii mai atent. Să fiu mai atent, ești, nu? Eu nu zic nimic. Nu zic, da. Cred că ăsta e. Ba nu. What?
Nu mai ești, Max. L-a găsit, ea, dar nu să știu unde. Eu ți-am zis doar că l-am găsit. Bine, normal că nu-mi zici unde. A, uite-l. L-ai găsit? Lol, frate, dar era așa de mic. Cum aveam de gând? Cum aveam să-mi dau seama că e acolo, pe bune? Era mai atât de aproape. Ok, deci asta e prima rundă. Prima rundă a fost câștigată de mine. Bun, da. Hai să vedem acum. Mai eu sunt bărbatul. Acum pisica o să fie soțul, iar eu o să fiu nevasta. Soțule, dau divorț! Dau divorț! Deci asta e după 5 ani de căsătorie, da? Da. După 5 ani de căsătorie, bam, vine divorț. Soțule, nu te mai poți bucura de... Ce cum arăți. De ce vezi în fața ta. Acum eu o să mă duc să-mi iau pantofii. Mamă, eu trebuie să-mi iau hainele și chestii de femei și eu nu știu astea, nu mă pricep. Katana, what? Katana? Lol. Oh my god, și acum pisica trebuie să-și ia chestiile alea de bărbat. A, lol, uite katana aici. Nu văzusem. Bine că-mi găsesc chiloții tăi, dar pe-a mei unde îi găsesc? Nu știu. Oh my god, oh my că god. Dă... Cameră, asta e a mea? Nu e nici asta a mea! Pălărie. Hai să văd. Asta nu e a mea? Pantofi? Uite, laptopul e al meu. E a mea. Hai să vedem ce mai găsim. Ai găsit multe chestii? Nu, una singură am găsit. Dar vezi că îți scrie acolo câte găsești. Ok. În baie nu e. Mai e nimic în baie. Îl închid ăsta. Hai să văd aici. În safe? Da. E ceva în safe? Nu e nimic în safe? Da. Ah. Acolo sus e ceva, nu e nimic. Bă, prin camerele astea pe sus parcă... Chiloții mei. Ochelari virtuali. Teapot, umbrella, hat, hairbrush. De-aia de pieptănat părul, eu de unde să știu cum arată? Oh my god, uite, what the fuck, e o chitară. E o chitară, dar nu e a mea, gen. Păi nu e a ta, înseamnă că e a mea. Man, n-am să zic unde e, asta e clar. Nu, nici nu vreau. Bă, dar eu nu-mi găsesc lucrurile deloc pe sus. Înseamnă că-s doar ale mele, mamă, ce față ai făcut. Deodorant? A, mi-am găsit două din ele, în baie. Era deodorantul și cu... Peria aia. Nu ți-ai spică deodorantul. Da, nu știu ce-mi dă mie deodorantul. Aici nu-i nimic. Cum faci asta când sare? Și eu fac. A, tu faci. Frate. Unde mi-e ăla, mă? Nu... Shoes, pan. Pan e tigaie. Mă, tigaie ar trebui să fie în bucătărie, nu? Adică... Ne, nu neapărat. Adică n-are legătură cu obiectul? Na. Lol, am găsit drujba. Adică eu găsisem odată ochelarii virtuali în baie, adică... Da, ce caut ochelarii virtuali în baie? Bun, hai să vedem. Ieși. Nu. Nu. Nu-i nimic. Bă, nu știu. Dacă umbrelă, 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 am găsit umbrelă. Dă-te de aici, dă-te de aici. Da, uite, eu când vin aici, ia uite puțin. Deci eu când vin aici, parcă merge în reluare, uite. Eu nu știu unde. Uite aici, lângă foc. Deci când vii lângă foc, parcă se blochează jocul. La tine, nu? Ia uite. What? Ce ciudat. Bun. Deci eu mai am pantofi de luat, pantofi, pălărie. Și teapot, care e ceainicul ăla pe care l-am avut și data trecută și acum nu știu unde. Da, da. Nu știu, eu nu găsesc drujbă, nu găsesc. Uite-te pe sus, adică nu pe sus, dar gen... Vezi că mai ai zone afară. Știu. Sunt multe zone în care te poți uita. Oh, lol, uite. Lol, unde era, eu mă uitam. Shoes, pan, deci mai am pantofi. Pantofii, lol, am găsit, lol, ți-am găsit bâta de baseball. Iauzi. Pan, teapot. Unde îmi găsesc pantofii? Unde poate să fie pantofii, pe bune? Nu știu. Mă uit după ei, dar nu-i văd. Și clar în pat n-ar avea cum să-i pună, nu? Adică așa mă gândesc că ar fi normal să nu fie pantofii în pat. Frate, de unde e aia? Hai să vedem afară dacă e ceva, nu? Deci aici nu... am găsit o pălărie. Mi-am găsit pălăria, ce bine. Bun, pan, tigaie. Unde ar putea să fie tigaia?
Eu nu găsesc asta, cum se numește, buta de baseball, drujba. Am găsit eu, și buta de baseball și drujba ți-am găsit-o. Hei, amuzant că tu îmi găsești alea mele și eu le găsesc pe alea tale, știi? Pan, shoes și tipo. Deci eu mai am chainic. Unde poate să fie, mă, chainicul ăla? Uneori le pune în locații care au logică, uneori le pune aire și nu le găsești. Uite, acum, de exemplu... Am găsit buta de baseball. Bravo. Eu unde îmi găsesc eu tigaia? Oh, am găsit pantofii. Ok, mi-am găsit pantofii, măcar. Cine Dumnezeu să o vadă acolo? Și mai am un skate de luat și drujbă și nu găsesc. Eu nu zic unde e, clar. Dar ți-am văzut drujba, pot să spun atât. Dar nu știu unde sunt astea. Deci mai am pan și teapot. Pan înseamnă tigaie, da? Și teapot înseamnă chainic. Deci, what the fuck? Ce ar căuta la etaj astea? Nu cred. Nu-i skate. Ce-ar să mă uit? Bă, măcar în baia asta WC-ul nu-i infundat. Măcar în jocul ăsta aveți unul infinit. Trebuie să uiți pe sus, trebuie să uiți peste tot. Da, știu. Sunt o grămadă de locuri ascunse și ți le bagă prin locurile astea ascunse, știi? O minge, dar n-am nevoie de minge. Am găsit drujba. Oh, bă, nene, unde era, bă, de nebună? Oh, shit. Da. Eu nu-mi găsesc chestiile mele. Deci mai am tigaia și coaia și nu le văd. Deci, pe bune, chiar nu mi le văd. De ce ar fi tigaia? N-are logică. Tigaia, unde mi-e tigaia? Dați-mi tigaia. Tigaia? Ești pe aici, pe undeva? Bă, aici nu e. Aici? Tu skate-ul nu l-ai văzut, nu? Nu. E un skateboard sau ce? Da, dar nu știu unde e. Da, gen, chiar nu-mi găsesc itemele. Dai să vedem. Deci aici sus nu e nimic, pe acoperișul ăsta nu e nimic. Era drujba mea. Aaa! Nu-ți zic. A, da? Nu zic nimic. Bine! Păi, l-am văzut! Du-te în pisică! Era așa de ascuns! De l-am văzut. Era așa de ascuns, l-am văzut da, și eu. Câștigat pisica runda asta. Era așa de ascuns ăla și era așa de mic. Nu știu, unele iteme parcă-s de jucărie, gen, nu părea ca și cum ar fi un skate adevărat, știi? Da. Bun, pisica a câștigat runda asta și hai să vedem încă o rundă. Să vedem tot așa 5 ani după căsătorie. Da, se mai întâmplă și chestii de genul ăsta, ia să vedem cine reușește să își ia itemele primul. Underpants, rifle, ok, deci deja itemele astea sunt mai ok pentru mine. Pușcă, știu unde e. Uneori ți le pune în aceleași locuri. Și poți să-ți dai seama unde sunt. De exemplu, pușcă, eu știam că e acolo. Ok. Deschidem totul, că cine știe ce... Îți dai seama că trebuie să deschizi tot. Ok. Furculițe, pisici. Mai pe aici, nu pe aici, chiloții tăi. Chiloții mei, auzi. Mi-a găsit chiloții. Am găsit chiloții. Erau murdari. Laptop. Aoleu, pe bune? Da. Ce cauți acolo jos? Obiectele mele. Ce cauți tu acolo? Aha. Că ți-ai deschis toate nebuniile astea, bă. Place că obiectele tale spuse la iveală așa și ale mele nici măcar nu le găsesc. Cameră. Hai să vedem unde găsesc eu. Aha, realitate virtuală, dar nu s-are mei. Hai, pisică, câștigă! Sports bag, ok. Am găsit underpants. Să vedem pantaloni dacă găsim pe undeva. Aici nu văd nimic, ok. N-am văzut eu. E nimic aici. Bun, trecem la următoarea cameră. Căști, căștile nu s-ale mele, pălăria, nici pălăria nu e a mea. Bă, deci eu deja ți-am văzut toate itemele tale, what the fuck. Și jeans, ia uite, what? Mai am foarte puțin. Păi da, că toate le-am văzut deja. S-au spawnat aici. Stai. Dar așa. Ale mele... Nu sunt nicăieri. Nu, se vede mai. Înseamnă că nu sunt aici, înseamnă că trebuie să mă duc afară. După ale mele. Să vedem afară dacă e ceva. Deci în casa asta, la altă. Ok. Aha, tu ai fost pe aici, prin casa asta. Bun. Ai cotrobuit pe aici? Cotrobuit, normal. Okay. Umbrelă. Ia să vedem aici, găsim ceva? Găsim nimic aici. Dă-te.
Ia uite, bă, mai are un singur item și mă bate. Și a luat aproape toate itemele. Păi zic că e expertă la jocul ăsta. Da, așa e. Și data trecută a fost la fel de expertă la jocul ăsta. Bun. Hai să vedem prin baie, frate, nu știu. Trebuie să cauți cu atenție, dar eu nu prea sunt atent așa de tare la detalii, știi? Și dacă ești atent mai tare la detalii, observi mai ușor itemele. E pe sus ceva. Deci eu mai am chainsaw, mai am drujba de luat. Drujba, nu, de probabil, asta e și mai nimic. Probabil voi l-ați văzut de un milion de ori astea, dar ia să vedem. Nimic acolo sus. Oh, Doamne, dar mai ai, mă, iteme. Da, eu mai am o grămadă de iteme, dar faza e că ție ți le-a spunat pe toate în casă, unul după altul. Da, știu, am avut pe masă și păi la ce, ai avut și... Avut și... Ai avut, deci eu ți-am văzut aproape toate itemele când am trecut pe sus. Iar al mele, habar n-am unde sunt. Aha, uite drujba. Găsit drujba. Underpants, deodorant și skateboard. Chiloții. Unde sunt chiloții? Da, tigaia aia... Am găsit-o. Ai găsit tigaia? Bravo. Da, am găsit tabax. Ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți episoade cu joculețul ăsta, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa!